se numesc? Ashihara full contact. Ashihara ce înseamnă? Un fel de Aikido? Nu, Aikido preia din forța adversarului și... Ashihara trebuiește? Ashihara full contact este un sport de luptă direct, adică ai voie să lovești și mâini, picioare. Am înțeles. Da, disciplina. Asta trebuie să fii disciplinat, responsabil, da, consecvent, fiindcă dacă urmează o competiție, tu trebuie să te antrenezi continuu. Da. Dacă nu te mai și să ți iubești toată seama, să nu-l omori. Nu, nu, nu-l nu ai voie, da. Și... Adică când lovește în el, nu-l nu-i supărător. Nu, nici nu se supără. O schimb regulă. Eu am mare cu trebuie să neagră acum, dar nu mai practic de ceva timp. Da, dar depinde de stil, că nu ne lăsă contact. Așa, a făcut contact. Da. Da. Am antrenat și copii, am o sală deschisă, am făcut antrenamente cu ei, dar asta te învață să ai o disciplină și psihică, adică să stai și bine cu psihicul. Să ștergi și sala, dojo, să fii responsabil și disciplinat. Și asta mă ajută și acum. Și partea de filozofie sau există acolo? Da, sunt și niște mental, principii pe care, niște principii care trebuie urmate. Da, urmate. Da. Chiar la examen ne puneau să învățăm pe care sunt niște principii. Okay. Care să le spunem și să le aplicăm. Și să asculți de cum e ce învățăm de la tine acum din ultima carte. Să asculți bărbatul și ești acolo, asculți antrenorul. Nu zice, poți 10 flotări și tu comentezi. Eu fac 5, stai că eu am mâncat, mă toare burtă. Faci 10, alergăm, facem 5 ture de teren, în kimonouri, e iarnă, faci atâtea, nu, vorba, da, niciun comentariu. Niciun comentariu. Nu, e favorita mea. Da, adică te supui și continui, nu te lași, adică dacă ai început un lucru, ci te învață, disciplinarea asta, duci la capăt. Ce frumos. Nu este că te lași la jumătatea drumului. Știi, urmează competiția, dar eu nu mai am chef, afară e frig și eu nu mai am chef să merg la antrenament, fiindcă e duminică, e cald și bine în casă și... Adică treci peste comoditate, treci peste confort de mic, total. Da, da. Mergeam, eu locuiam atunci la e-mail, lângă Brașov, nu erau telefoane, nu avea cine să mă ducă, eu la 13 ani eram cu un coleg. Și îmi puneam kimono, nu știu ce, o rucsac, mergeam la tren, 30 de minute pe jos, luam trenul, veneam până în gara, în Brașov. Deci multe sacrificii, că mergeai mult pe da, jos, sunt frig, și, da, exact. Și singură cu tren, adică cu frig. Nu, nu, coleg, nu era probleme, că și dacă da, mergeam singură, ce? Nu, dar așa, ca fapt divers, că acum nu mai mergi până la colț singur și tu mergeai atâta. Acum e un pic diferit, dar nu aveam frig, da, ceva pățesc. După aia de la gară, pe jos până pe Aurel Vlaic, unde era sala. E destul, o distanță mare de la gară până acolo. Chiar și pe jos făceam antrenamentul, vreo 2 ore sau cât era, mă schimba de la capăt și înapoi. Și adică câte ore te antrenai pe săptămână? Așa, mai ales înainte de o competiție. Nici foarte mult nu este bine, că poți să te accidentezi. Nu mai știu de avea un 5, când mă chema și în weekend, în triage. Și sâmbătă și duminica, nu prea încă o venea, știi? Adică și școală și antrenamente. Și iară și sâmbătă și duminica, știi? Dar mergeam și mă întâlneam. Dar mai făceai și acasă? Tu da, da, mi-am făcut aia când mă duc să vedea pe un sac, mi l-a agățat de nucă, am făcut împreună un sac de box, că nu-mi permiteau, erau niște prețuri foarte mari. Pentru echipamente sportive pe atunci, acum e mai bine, că sunt mai multe pe piață. Și cu haine băgate înăuntru, sac, cu meguș și cu nu știu ce, două pânză din aia foarte tare. Înfășurat, după aceea când ploua, deci l-a învățat de nuc, când ploua i-a pus ceva nylon și mă antrenam și acasă. Seara alergam până la nu știu ce pe câmp, încă colegă, vecinii au până la calea ferată, mai luam nu știu ce chestii cu noi, mai mă antrenam, mai dădeam cu pumnul, ne întorceam, săream cu arda, dădeam la sac. Cum ți-a mai rămas din disciplina asta, în sensul că ocupându-te și de cel mic, poate nu mai ai așa mult timp pentru tine, dar ba, da, raportându-te la disciplina, găsești, îți faci timp. Da, am timp. Ești organizată. Aha. Da. Eu stau fără telefon foarte bine, de exemplu, la lăptez,
Deci chiar el mă corectează. Dacă eu vreau să iau telefonul în timp ce acum e mai comod, am învățat pozițiile de adoptat și nu trebuie să-mi țin numai așa. Adică pot sta culcat pe o parte, pe pat, e după tine și între timp dacă ai vrea, cum să iei telefonul în timp ce adoptezi tu. Deci o secundă, dacă eu am luat telefonul și numai ce mă uit, el de cum dădea asta, doarmă, deci ridică privirea și trece cât o privire din ea, ce faci? A luat telefonul? Că și înțeleg din privire, mă ceartă, domnule, ca la telefon. Îl pun, mă ceartă, copilul, mă ar fi, știi? Deci am înțeles, fără telefon. Las telefonul, dacă el are chef să doarmă peste o oră, de foia, stânca, dreapta, vreau jeep-ul, mie strete, ce-și mai închipuie el, sau nu, nu-și găsește poziție, sau nu vrea să doarmă atunci, așa, eu stau o oră fără telefon, odată. Când îl adorm seara, din nou, că până adoarmă, uneori adorme mai repede, uneori nu, se foiește, sunt stânga, în dreapta, mașina, iar să mai joacă cu ea, iarăși. Deci, din nou, eu cel puțin două ore îmi dă șansa, Ștefan, să stau deconectată. Zic rugăciuni, protecții, fac chestii, adică am o grămadă de timp. Ce fain, da. Nu mă încurcă cu nimic. Cred că el de ea nici nu adorme așa repede. Și happy mama, știi, să mă ia întâi și să tapizel și să merge să mă gândesc. Adică mă împlinește foarte mult, deci eu credeam că Dumnezeu poate să dea ceva și te exact pe stilul tău, de copil, nu știu. N-am crezut. Fascinatul de el. Da, și tu ești foarte responsibil, să-ți faci rămâne. E tonică. Da. Adică... Om de așa, din o bucată, zice în față. Păi ia, mă, maestru lângă mine, soțul. Nu-i place să bască un pic. Adică nu trebuie să zică de două ori că tu, da, da, înțelegi, că am înțeles. Că... Da, nu, nu mai știu să uită. Ce faci, mamă? Că înainte m-a alintat și îmi zicea mamă. Îmi zicea mamă. Așa. A luat telefonul, mamă, ca și cum îmi zice, mamă, ce faci? A luat telefonul, pune-l jos. Dar înțelegi? Că înțelegi, că nu ești prost. Într-o privire. Nu ai comentariu interior. Nu, pe eu respect. Ce trebuie tu cu mine. Da, nu. Da. Te-am învățat artele marțiale să respecti. Da. Da. Și eu aplic ceea ce tu spui. Da. Și el este, nu, tot și, nu, tot bărbat. Și copilul meu. Și trebuie să respect. De principiu masculin, da. Da, exact. Și mai mult un lucru foarte interesant, am învățat și eu de la Florentina, nu știam că arabii sunt așa. Femeile arabe, toate, de la cele tinere până la cele în vârstă, când au băieței în jur, îi respectă pe băieți ca și când ar fi maturi. Adică, dacă băiatul, deci un copil îi spune du-te și adu-mă aia, el se execute imediat, ca să capete autoritate și să înțeleagă că sunt importanți și că decizia lor este ascultată. Și nu le e în râs, da. Chiar dacă da? Și ele, ei, când ajung mari, vor cere la fel în familia lor să fie respectați și atunci când, cu cât femeia le respecte mai mult, cu el devine mai masculin, mai bărbat. Și deveni mai bărbat, el devine mai înțelept, că dacă tot vrei să fii înțelept, nu tot că îl faci prost. Da. Și prin respectul acesta îi dai voie să dezvolte și să-și facă natura, că el are tot un el acolo. Da. Deci are toată înțelepciunea și toată puterea să fie un victorios. Și un erou. Lasă Domnul să fie erou, că dacă îl toți nu mai e erou, îl faci femeie. Îl controlezi. Și să fie controlat. Exact. Asta n-am mai auzit-o niciodată până acum. M-a impresionat. Asta cu că bărbatul, pe măsură ce e mai masculin, pe atât devine mai înțelept. Eu n-am văzut nicio corespondență între masculinitate și... La mine masculinitate vine să semn legat cu masă. Și să vezi că reușește în toate și afacerile sunt atât de femei. În măsură că femeia l-a respectat, cu el n-ai nicio problemă. Dacă de mine poți să stai acasă. Nu ai cum să-l respecti când e mare. Exact. Nu tu ca mama, da. Da. Ai băiat. E vorba de energie aici. Voi trebuie respectat energia masculină, că este cea care a inițiat viața. Și fără ea, viața dispare. Deci femeia trebuie să fie la locul ei, că altfel îl pățește. Da, și eu, adică noi respectăm pe copil de când era de la concepție. Ce frumos, ce frumos. Pentru că noi am fost și la un curs, am mai învățat. Dar tot ceea ce noi ne deplasam sau ele auzea zgomote sau auzea alte voci pe care nu le cunoșteam, noi îi spuneam. Ștefan, numele a fost stabilit dinainte. Așa îi spuneam. Acum, ca bunicii. Da, dar zici că e bine să nu asociezi ca să înțelegi de viețile lor sau ca
El este el, da, așa are numele, dar să nu-l asociez. Și să vezi ce zice. Mai sunt, și... Deci nuanțe de astea ca pe mine m-a impresionat tare mult și într-adevăr am recunoscut. Din cauza sunt, o să fiu un popor victorios în, în istoria lumii. Deci copilul este mic, băiatul, băiețelul, băiatul este mic și vrea să mănânce. Toate femeile din casă, de la mamă până la bunică, străbunică, tot sar să îl servească. Toate femeile stau în jurul lui și îl servesc pe el. Și atunci crește în, în putere, în masculinitate și va avea o căsnicie bună. Că totul depinde de respectul femeii față de bărbat. Deci îi respectă de când este mic. Da. Îi dă să mănânce, el mănâncă primul, el mănâncă după. Așa fac și eu. Ce fain! Și mie, dacă mi-e foame de nu mai por, prima dată, adică servesc soțul normal, e mâncă singură în baie mare, singur, scuze. Ce frumos! Și îi dau lui Ștefan, prima oară să mănânce și după aceea, bine, până mai mestecă el, dacă nu mai pot de foame, nu am și eu lingur zicea, dar eu să termin cu el să mănânce el și o să te iubească la nebunie. Da, și nu, ne distrăm și o râd, de exemplu, scap afinele pe jos, calcă pe ele, imediat să le spun, deci mă obținește că o chestie, fii happy, mama, adică nu mă vezi, nu mă... Se pare abuzat. Da. Ce ai făcut Ștefan? Într-o zi a scăpat o sticlă cu suc, i-a luat aici să suc în sticlă din sticlă. Ce s-a jucat? Stătea și să-l îmbrăcăm și prin hol cu sticla. A spart sticla cu tot cu suc. Tot el era supărat că a dat pe jos. Nu-i place, că îi place să fie ordonat. Marius, vii cu ce ce-mi poate să plăcă. Poftim? Aici mi-e poate să vii, că te văd numai așa printre, te văd de jumătate. Leo. Printre cat. E practic, cum am mai citit și în alte cărți și nu numai, copiii ei te învață pe tine, nu tu pe ei. Ei te învață ce lecție ai tu nevoie. Doar trebuie să ce? Să îi speli, să îi îngrijești dacă sunt mici, că nu poți ei singur, atât. Ia, pe fată trebuie să o înveți să fie supusă. Dacă o înveți să fie supusă și feminină și vulnerabilă, va avea reușită în viață. Dacă nu, tot va fi afectat. Dar de mică trebuie, ca și nu numai familia. Da. Deci soarta ei peste tot va fi afectată. Da. Și se respecte bărbatul. Dacă respecte bărbatul... Ce din față, din femeie sau bărbat, trebuie respectat. Da. Și asta, că vând... Păi și la urmă trebuie să ne respectăm. Da, pentru că nu e cum să respecti să divinitate, să te raportezi la divinitate, dar cum te raportezi la divinitatea din fața ta. În măsura în care femeia respectă bărbatul, bărbatul va respecta. Pentru că nu va ști ce să facă ca să fie bine, pentru că el are nevoie de dragoste, de iubire, de atenție, de protecție, de, de susținere. E soțul, atâta a fost de bucuros și că eu merg aici, că el rămâne cu Ștefan și nu știu ce, încât el s-a și apucat, el cred că ca să mă și impresioneze, să vin să-l laud după aceea, e un bucuros, dar cum ziceai tu că sunt niște copii, de copii, știi? Sunt copii. Niște copii. Trebuie s-a apucat să spele... În toaleta, a frecat, avem o chestie la duș, că știu, am de manes, am fit din ăsta, da, de-a spate clorul, a frecat toată aia, bateria de la cadă, nu știu ce haine mai au depus la loc, a pus ce a știut și el, restul le-a lăsat așa, a spălat două boluri ce mai erau prin chiuvetă și restul. Asta cu copilul, tati zen. S-au jucat, s-au nu știu ce, a zis că au grămadă, am făcut și zic, super, mai merg la acuza Marius. Da, mai merge, am făcut super, ok. Și zice, chiar ai timp să stai și cu copilul și să te joci și să faci treabă prin casă. Zic, așa este și am venit acasă, adică aseară când am plecat și l-am felicitat și l-am pupat și l-am luat în brațe, zic că îți mulțumesc frumos, dar hai să vii să vezi. Da, da, normal. Hai să vii să vezi, făceam geraș. Deci știi cum am frecat aici la cap de chestia asta? Fii atent, am dat cu ce chestie. Așa, exact așa face soțul meu, mi-a dat deci. Aici am organizat, aici am aranjat, aici am... Da, să fie lăudat, să fie apreciat, ca un copil. Și tu să-i apreciezi și să-i iubești pe copii, pe băieți. Ai observat. Că au nevoie de asta. Și plus am 80 de ani de oameni să faci. Și nouă ne place să-i. Da. Hai să vii să vezi că ți-am aranjat și prosoapele de bucătărie, că erau câteva, nu puse, da. Și zic, mai le deranjez. Și pe alea ți le-am aranjat, vai cât ai făcut sunt ale tale, că ai făcut. Zic, da, nu, am pus și vasele la loc și zic, da, ți-am pus, zic, da, zic, vreau să te corectez. Le-ai pus, nu mi le-ai pus mie, dar mi le-ai pus. Mi le-ai pus, îți mulțumesc mult.
Pentru mine e un cadou faptul că ai stat cu Ștefan și fără până la tatu, da, să la boară, mai complicat, mai întâlnă de la sân. Așa și zic, doar pe simplu fac, m-ai lăsat să merg și ai stat cu și era suficient. Că ai frecat și pe aici cadă și ce mi-ai făcut, ai spălat și așa, e super. Mulțumesc mult de tot. Da. Și de dimineață am scos cadou de Valentine's, l-am pregătit din săptămânii și biletul de data trecută când am pregătit o cafea, am scris te iubesc, am păstrat biletul. Și data trecută la cafea, când s-a trezit și a băut cafea, a lipit un bilet din când ne-a putut să scrie asta? Am mai avut o imediat, o secundă, nu e mare lucru. Dar el citește data trecută la cafea biletul. Le-am mai scris te iubesc, dar cică, el adaugă, dar numai când vrei tu. Și chiar uite-mă, dar tu vreau să spui o chestie, dar ce frumos în general și uite-mă, zice și eu te iubesc. Zic, da, dar te băi să oprești acolo și uite-mă, și nu mai vii cu reproș, nu mai cum vrei tu și nu știu ce. Astăzi, de acum de dimineață, cu Valentine's, nu că sărbătorim, dar cum zici tu, dăruiesc. Fac mine, mie, lui, așa. Iau biletul ăla, că l-am pus în coș cu fructe, zic, bă, nu l-aruncă, mesajul e fain, l-am păstrat. Și adaug, știi? De desubt. Numai când vreau eu. Și vine, vine. Și că hai să zic, hai să ții cadou de Valentine's, că trebuie să plec. A, citește. A, te iubesc și nu, numai când vrei tu zice, așa da. Zic, vezi, am făcut amestecă, da? Și eu te iubesc, ne-am îmbrățișat, te-am dat cadou. Dati zen. Dati zen, happy acum. Happy, dati zen. Dar el e foarte organizat, strict, categoric, strict. Și nu-i place să o iei așa prin porumb, să-i faci capul calendar. Și... Că el a pățit-o, în câțiva ani a avut așa capul calendar. Cicălitoarea, știi că e rău materialul, cicălitoarea. Termină bărbașul de cap. Până la 3 dimineața mă certam cu el. El zicea, pleacă dincolo, lasă-mă în pace, nimic. Am înțeles, spunea el. El când spunea că am înțeles, eu mă umpleam de nervi. Când spunea vorba asta a tatălui Ina, mă scotea din toți lucrurile. S-am spunea, bine, ok, taci odată din gură, deci trebuie să dormim noapte. Am înțeles, să taci din gură. Cum să taci din gură? Băi, mă duram și mai tare. Deci și mai tare și mai tare și mai tare. Nu, nu vreau să dormim, ne certam, știi, cu de una, de alta, de... Dar după aceea, el a devenit mai ocupat. Și ce se întâmpla? Că așa veneau lecțiile spre mine. De exemplu, plecam la drum, cu trăieram în toată țara asta, nu și la plecam la drum. Și vorbea la telefon, continuă aproape. Deci nu mai întrecea 1100 de gânduri prin minte și să-i zic asta, asta, asta. Când închidea telefonul și ziceam, acum îi spun chestia asta și asta, îi suna telefonul. Adică așa m-a învățat să am răbdare. Chiar povesteam acum într-o zi când mergeam pe nu știu unde iară la drum, mă plecăm așa drum, povestim și ce de fain e. Și zic, mai ținte ce te mai cicăleam și ce-ți mai făceam și ce răbdare am avut. Mai ținte că mă în general și acum poți să uit când ziceam să taci din gură și adunai pe capul mă până la 3 dimineața. Zic, bă, dar ce proastă și ce... Zice, da, ce... Bă, ce el nu înțelegea pentru ce vă, pentru care e motivul, ce ții și tu da, nu înțelege, de ce nu înțelege? Eu repetam cu umor, stricat, așa, de la capăt, de la capăt. Și râdeam acum și ziceam, da, bă, ce cipălitoare ești. Și zic, că acum sunt mult mai foarte liniștită față de cum era. Și acum dacă las mult timp în pace, vine el cu un pic de harță la mine, să mai vă un pic de el. Zice că e prea liniște. Și zic, bă, dacă eram atunci nu era bine. Acum știi, eu te las în pace. Ce-i cu un echip? De ce? Te las să nu te unde faci. Dar cât a durat perioada aia? Da, mai bine. Sunt 2 ani și ceva a fost așa. 2 ani și ceva, da. Ce că s-a scăpat ieftin. A trecut prin... Eu zic că te-ai mișcat repede, te-ai mișcat bine. A rezistat el bine. Și el a rezistat bine, dar și tu te-ai mișcat repede, da. Da, nu, nu le place. Ai înțeles repede. Nu le place, frate, să zici.
Fug de noi, că... fug, nu le vine să vină acasă, că iară de nevastă. Exact, fug, are... fug. Și acum e invers. Pentru că i-a dat cea autoritatea, puterea. I-a dat Dumnezeu putere, Domnul respectă că din cauza i-a dat putere. Și acum e fix inversul, are treabă să zică eu cu copilul. E foaia din asta uneori, dută până la bancă, încolo, sus, jos, cu mașina, adică mai multe locuri și uneori nu mergem cu el. Și eu cu Ștefan ies afară sau fac ceva activitate prin casă și eu las în pace, nu-l mai bruiez nici pe telefon, deci lasă și facă treburile, dacă e ceva de spus, doar atunci. Și e fix inversul, el îmi scrie, am rezolvat la bancă, acum nu știu ce fac, îmi scrie pe Telegram, că am făcut asta, acum mă întâlnesc cu nu știu cine, iau ceva din acasă, vreți să veniți cu mine, te pregătești și cu copilul, zică să stau în casă. Deci el îmi spune, da, eu îi las libertate acum atâta, dar înainte, dacă pleca până la spălătorie fără mine și nu a apărut să încă copilul, 30 de minute, capul pătrat. A durat atât, 10 minute, nu mi-ai răspuns. Nu? Deci, mamă, făcea instrucție cu ea. Da. Ce fac? Măi, Inge, că ți-a râd, dar nu știu ce, bon fiscal, ora. Da, mă. Control. Control. Și sufocai. Da. Și a fugit? Da, bine. Și fugea. Bine. A, bine, nu fugea. Că noi când avea unde să fugă. Nu avea unde să fugă. Asta e, da, nu e cu prietenii, nu știu cum, nu, de băună, bă, de, nu, mai fumează, dar unde să, dacă pleca, ne certam și el pleca în mașină, să steam în mașină, să dați ce chestie. Și ne certam pe telefon, după aia am scris, deci pleca degeaba, apoi eu, pleca degeaba. Plecam parcar acolo, pe lângă iepurașul, știi, și ziceam, dar unde ești? Îi scriam, unde ești? Păi, în general, zice, lasă-mă în pace, că de-aia mă dacă mă zice, zice, vrei să vezi unde sunt? Uite, sunt în parcare, îți aprind farul, că știa că din, vedeam doar pădurea. Și eu din bucătărie și din sufragerie, având geamuri mari, vedeai toată parcare, pădure, tot, dar și o parcare, știi? Zicea, uite, îți dau blițuri. Pac, sunt aici, în parcare, mașină, unde credeai cum am dus? Deci și ceată. Bine, vin înapoi în casă, că nu-ți mai zic nimic, știi? Și când venea, chiar te țineai de când venea, mulțumim. Două minute. Femeia, dacă îi dă libertate, bărbatul ăla e impresia că îl pierde. Da. Din cauza asta, nu poate să-i dea libertate și controlează tot timpul până la capăt. Da, eu dau libertate totală și el vine. Nici nu... El abia aștepta acum să ajungă acasă. Deci nu mă abia aștepta să-și facă tot timpul să vină. Și dacă îi dai libertate, el va rămâne. Da. Indiferent ce s-ar întâmpla, el rămâne. Că el vrea doar stabilitate. Nu-l interesează frumusețe, aspect, orice. Da. Ce, el vrea stabilitate, de... siguranță. Ce frumos este să vină acasă și să... Știi, acum, de curând, știi, a fost pe capul 3 ore cu cheiada din asta prin oraș și a venit acasă și mi-a zis, hai că știu că ți-e fond, că de atâtea ore tu n-ai mâncat nimic, că te noi am mâncat. Hai să spun să mă... Se oferă. Se oferă. Da. Și... Asta este exemplu de dragoste maximă. Nu știu, aplic ce